100 de elevi de la Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza s-au îmbarcat marți 4 iunie la bordul fregatei Regina Maria și au participat la activitățile desfășurate pe mare în cadrul exercițiului Shield Protector 1911, condus de Comandamentul Flotei. Pentru liceeni a fost deopotrivă prima experiență la bordul unei nave militare, dar și o activitate de orientare socioprofesională, aceștia având posibilitatea să vadă cum este viața pe navă, ce misiune execută aceasta și să înțeleagă provocările profesiei de marinar militar. Timp de câteva ore, elevii au vizitat compartimentele navei, au învățat cum să folosesc mijloacele individuale de salvare, au aflat noțiuni despre vitalitatea navei și au luat primele lecții de navigație astronomică și costieră. La finalul unei zile pline de provocări și informații noi, liceenii au primit invitația să-și continue studiile la Academia Navală Mircea cel Bătrân și sperăm să regăsim cât mai mulți dintre ei la bordul navelor militare.